nume mari ale muzicii clasice au fost prezente la Curtea de Argeș și în timp ce orchestra delecta mulțimea cu muzică, pe pereții mănăstirii era proiectat un spectacol de lumini. Se pare o inițiativă bună? Credeți că atrage tinerii către mănăstire? Foarte, foarte frumos. Îmi place. Mie îmi place foarte mult muzica. Ce vă place mai mult, muzica sau spectacolul de lumini, de lasere? Cred că sunt combinate și dau bine, mai ales pe locul unde e spectacolul, e superb. Totul face parte dintr-o acțiune de promovare a mănăstirii Curtea de Argeș și a avut efect. Mii de oameni au participat la ineditul eveniment. Este ceea ce ne-am propus noi de o perioadă de timp, lucru care sperăm să aducă un plus acestui loc, acestui județ și să fie bucuria tuturor celor care participă la astfel de evenimente. Spectacolul a durat câteva ore, timp în care slujba de la mănăstire a fost înlocuită de spectacolul luminilor și al muzicii clasice.